Centenar Caragiale. Comediile lui Caragiale în viziunea lui Sică Alexandrescu. Partea a treia. Numărul 11 al programului de radio datat 21 ianuarie 1952 publica pe prima pagină o notă cu titlul În întâmpinarea centenarului Ile Caragiale, informând despre transmiterea pe 25 ianuarie a comediei Conul Leonida față cu reacțiunea, urmată de 4 schițe scenarizate. Apoi, citez, din schițele marelui scriitor, marți 22 ianuarie, orele 11 și 40 de minute, premiul întâi, satiră a școalei burgheze, iar sâmbătă 26 ianuarie, orele 21 și 25, pe Radio București 1 și Craiova, triumful talentului. În emisiunea de joi 24 ianuarie, orele 15 și 15 minute, pe Radio România și București 2 vom transmite basmul Făt frumos cu moțul în frunte. Traducerea lui Caragiale după Charles Perrault. E greu de știut dacă aceste schițe au fost înregistrate pe bandă sau citite în direct. Contextul difuzării comediilor lui Caragiale și a unor texte în proză dramatizate era cel al aniversării centenarului nașterii lui Caragiale, când se luase hotărârea, prin act guvernamental, ca, în cadrul emisiunii Teatrul la microfon, Radio România să transmită câteva dintre cele mai reprezentative opere ale marelui scriitor și dramaturg. În aceste împrejurări au fost montate la Teatrul Radiofonic cele 4 admirabile versiuni ale comediilor lui Caragiale, cu distribuții de aur, în regia lui Sică Alexandrescu, urmând sau dimpotrivă, prefațând spectacolele de pe scena Teatrului Național din București. Acestor versiuni rămase până astăzi momente de referință în istoria spectacolului dramatic din România, le-am dedicat primele 4 emisiuni audio-video postate pe portalul Centenar Caragiale, urmând cronologia difuzării spectacolelor regizate de Sică Alexandrescu. Dale Carnavalului, 28 decembrie 1951, O noapte furtunoasă, 20 ianuarie 1952, urmată la scurte intervale de spectacolul care reunea farsa Conul Leonida față cu reacțiunea și 3 schițe dramatizate, 25 ianuarie 1952, apoi de o scrisoare pierdută în 30 ianuarie 1952, aceasta fiind considerată atunci ca zi de naștere a lui Caragiale. Da, ce spunea în scrisoare? 4 vorbe, numai 4, dar vorbe ce e drept. Uite, ți-o minte ca acum. Bravo-s națiune, alal să-ți fie, să trăiască Republica, vivat Principatele Unite. Și jos e scălit în original Galibardi. Apoi atunci, dacă e așa, a vorbit destul de frumos om. Unul e Galibardi, om odată și jumătate. Geantă la tine, domnule, n-ai ce mai zice. Pe ce-a băgat el în record, gândești pe toți împărații și pe papa de la Roma. Și pe papa de la Roma? Auzor! Ba încă ce? I-a tras un tighel de-a plăcut și lui. Ce-a zis papa? Iezuita minte, el nu e prost, când a văzut că n-o scoate la căpătăi cu el. Mă, nene, ăsta nu-i glumă. Cu ăsta, cum văz eu, nu merge să lucrez ca pe fitecine. Ia mai bine să mă iau eu cu politică pe lângă el, să mi-l fac cu mătru. Și de colea până colea, turavură, cofitunsă, cofirasă, neică-n sus și puică-n jos, l-a pus pe Galibarde de a botezat un copil. Și-a cunoscut omul nașul. Vezi bine. Acum, ia spune, cam câți oameni te bate gândul că să aibă Galibarde? Sumedenie. 1000, domnule, numai 1000. Fușcă mor. Și adică numai cu 1000 să... Da, dar întreabă-mă să spun ce fel de oameni sunt. Ceva tot unul și unul. Ai mai prima, domnule, ales pe sprijan.
Care mai de care dă cu pușca Dumnezeu? Volintir, mă rog. Azi aici, mâine în foc, ce-am avut și ce-am pierdut. E, așa, da? Și tot se închină la el ca la Hristos. De hatărul lui sunt în stare 3 zile de-a rândul să nu mănânce și să nu bea dacă nu ar avea ce. Ce spui, soro? Ce spun eu? Și câte și mai câte altele și mai și. Bravo! Trebuie să fie târziu, Mițule, ne culcăm? Tu-s ce trecute, bobocule! Nu era târziu, nu era 12 trecute, bobocule. Era doar o oră de seară dintr-un ianuarie de la mijlocul veacului trecut, când s-a difuzat farsa într-un act Conul Leonida față cu reacțiunea. Trecuseră doar 5 zile de la premiera cu O noapte furtunoasă și, ca și aceasta, Conul Leonida prindea viață mai întâi la teatru la microfon și abia apoi pe scena naționalului bucureștean. Se difuza în acea seară de ianuarie Conul Leonida față cu reacțiunea și 3 schițe scenarizate, nu 4 cum se anunța în revistă. Arendaș român cu Alexandru Giugaru, Gheorghe Ciprian, Nichi Atanasiu, Radu Beligan, Florin Scărlătescu. Lanțul slăbiciunilor cu Marcel Anghelescu, Radu Beligan, Cela Dima, Eugenia Popovici. Tren de plăcere în distribuție Marcel Anghelescu, Cela Dima, Nichi Atanasiu, Sonia Cluceru, Mircea Constantinescu, Radu Beligan, toate în regia lui Sica Alexandrescu. Vineri 25 ianuarie 1952, ora 22:20, la Radio București 1, evident după Radio Jurnal, considerat în raportul de emisie, raport critic al programelor. Citez, variat în lănțuirea programelor justă. Crainicii Speranță Știbăr au făcut o bună lectură. Crainicul Speranță are o bâlbâială la pagina 18, Crainica Știbăr are o ezitare la pagina 30, iar la pagina 32 citește cultură în loc de cultură. Grele vremuri. În raportul cu pricina, responsabilul de serviciu nu ierta nimic, nici cea mai omenească bâlbă. Nici emisiunea de teatru nu e ferită de observații critice în limbajul și cu orientare ideologică a epocii, când, dacă nu erai just din punct de vedere ideologic, putea urma alt fel de teatru. Citez. Prezentarea, în general, substanțială și justă. Totuși, în schița Tren de plăcere nu reliefează destul de exact ideea principală, spunând că denunță imoralitatea familiei burgheze. S-a transmis piesa într-un act Conul Leonida față cu reacțiunea. În continuare s-au transmis schițele Arendașul român, Lanțul slăbiciunilor și Tren de plăcere. Atât piesa cât și schița s-au bucurat de o interpretare excelentă. Ar fi trebuit însă ca între piesă și reprezentarea schițelor să fie puțină pauză, nu să se intre pe nerăsuflate dintr-una într-alta. Înregistrări clare. S-a terminat cu 5 minute înainte. În completare s-au transmis o melodie populară românească, numerele câștigătoare la loto central și semnal. Programul zilei se încheie cu cântece pe versurile poeților noștri. Eroii farsei lui Caragiale au identitatea actorilor care urmau să intre în scenă la Teatrul Național pe 4 februarie 1952. Ghetti Mică, Conul Leonida, Sonia Cluceru, Efimița, Eugenia Bame, Safta. Lor li se adaugă Horia Șerbănescu, folosit în rol de comentator în toate cele 4 comedii de Caragiale montate la radio. Spectacolul de la Național reunea în aceea seară O noapte furtunoasă și Conul Leonida față cu reacțiunea. Seria de spectacole caragiale în regia lui Sica Alexandrescu, începută în 17 septembrie 1948 cu premiera O scrisoare pierdută, avea să se încheie în primăvara anului aniversar 1952. În seara de 2 martie se joacă în premieră Momente și în partea a doua reluarea spectacolului cu Dale Carnavalului. Momentele dramatizate de Sica Alexandrescu erau Lanțul slăbiciunilor, Petițiune, Căldură mare, CFR, Diplomație, Amici, Situațiunea, Cadou, Despre cometă, 5 o'clock, în distribuție Ion Anastasiad, Marcel Anghelescu, Radu Beligan, Mircea Cojan, Alexandru Demetriad, Nina Diaconescu, Cela Dima, Jana Doljan, Nicolae Enache, Ion Finteșteanu, Alexandru Ionescu Ghibericon, Alexandru Giugaru, Șerbania Mandi, Niculescu Buzău, Dem Niculescu, Lulu Popescu, Tanții Soviani, Grigore Vasiliu Bilic. Muzica de scenă aparținea lui Emil Bobescu.
Putem presupune că toate aceste momente au fost înregistrate și la Teatrul Radiofonic, nu numai cele trei asociate cu farsa Conul Leonida, apoi Petițiune și CFR, difuzate tot în 1952, dar pe bandă s-au păstrat doar acestea cinci. Spectacolul cu Dale Carnavalului de la începutul lui martie 1952 avea aceeași distribuție de la premiera din 25 aprilie 1951, inclusiv cu Maria Voluntaru ca dublură a lui Carmen Stănescu în Mița Baston. În 9 aprilie 1952, afișul Teatrului Național din București anunța patru schițe și o piesă într-un act de Caragiale, Conul Leonida față cu reacțiunea. Schițele erau Arendașul Român, Vizită, Lanțul Slăbiciunilor și Amici, cele cinci acte ale acestui spectacol fiind regizate de Ghebal Georgescu, Rodica Gheorghiu, Val Mugur, Jean Mihail. Printre scenografi se afla Liviu Ciulei. În versiunea lui Val Mugur, rolul lui Conul Leonida era interpretat de Tudorel Popa, iar în Efimița juca Dorina Done. Interpretul lui Leonida, Gheorghe Timică, al cărui nume pe afișe a apărut întotdeauna cu prescurtarea G. Timică, era o figură legendară a teatrului românesc. Se născuse în 1886 la Buzău, numele său fiind Dumitru Georgescu. Jucase comedie și teatru de revistă în perioada interbelică, făcând deliciul publicului. Era unul dintre acei actori cu aură magică, fascinanți prin resursele expresive atât de bine studiate în fond, dar și printr-un fel de spontaneitate cuceritoare. Era soțul Silviei Dumitrescu Timică, viitoare gloria teatrului românesc din anii 60-90. Din păcate, Gheorghe Timică a părăsit prematur scena vieții la 68 de ani în 1954. Din aceeași generație, Sonia Cluceru, 1892-1955, formată la școala Aristiței Romanescu, era una dintre vedetele naționalului bucureștean. Distribuirea celor doi mari actori s-a dovedit cât se poate de inspirată, ei alcătuind un cuplu redutabil, de o expresivitate aparte și cu o dicțiune foarte potrivită în farsa lui Caragiale. Leonido! Ai, ce? Leonido, scoate foc, Leonido! Unde-i foc? Scoate revoluție, bătălie mare afară! Aș vorba să fie! Ce te pomeniști vorbind, domnule? Bătălie la toartă, soro, pistoale, puști, tunuri, Leonido, țipete, chiote, lucru mare de-am sărit în somn! Mițule, nu e nimica! Știi cum ești dumneata nevricoasă, unde am vorbit toată seara de politică, te fi cu ca și cu fața în sus și ai visat cine știe ce. Leonido, deșteaptă sunt eu acum. Apoi de, Mițule, asta dumneata știi. Bravo, Zbobocule, nu mă așteptam ca tocmai dumneata să te pronunți cu așa iluzii în contra mea. Te credeam mai altfel, îmi pare rău. Cocoane, Leonido, sunt deșteaptă. Am auzit cum te auzi și mă auzi. Revoluție! Bătălie mare! Bine, Mițule, stai, nu te importa degeaba. De când m-ai deșteptat pe mine? Ai mai auzit ceva? Nu? Apoi de, cum vine treaba asta? Spune, matale. De, soro, știu și eu. Apoi vezi, dar s-o mai luăm și pe partea elaltă să vedem ce ai să mai zici. Bine... Chiar revoluții să fi fost, să zicem. Nu știi dumneata că n-are nimeni voie să descarce focul în oraș? E ordin de la poliție. De, Bobocule, să zici și eu cum zici. Că după cum le spui dumneata, una și cu una fac două. N-are de unde să te mai apuce om. Da bine, soro, am auzit. Am auzit. Cum să auzi ce nu era? Ce am auzit dacă nu era nimica? Ei, domnule, câte de-astea n-am citit eu, n-am păr în cap. Glumești, omul se întâmplă, că fiindcă de ce, o să mă întrebi. Omul bunioară, de par exemplu, dintr-un nu știu ce oriceva, cum e nevricos de curiozitate, intră la o idee. A intrat la o idee, fandaxie e gata. Și după aia... Din fandaxie cade în ipoandrie. Pe urmă firește și nimica mișcă.
Comedie, soră. Așa o fi. Bunioară și la dumneata acum. O ipohondrie trecătoare. Nu-i nimic. Hai să ne culcăm. Noapte bună, micule. Noapte bună. Stinge lampa și se vâră în pat. Nu te mai culca cu fața sus, micule, că iar visezi. Cucoana s-așează pe urechi, în odaie întuneric. Ai auzit? Amândoi deodată se ridică înfiorați. Efimița sare din pat. E idee, Leonido? Aprinde lampa. Sare și el din pat. Efimița aprinde lampa. E Fandaxie, bobocule? Nu, e curat, mințule. E ipocondrie, soro? E primejdie mare, domnule. Ce să fie? Ce să fie, dumneata, nu vezi ce să fie? Revoluție, bătălie mare, Leonido. Bine, frate, revoluție ca revoluție, dar nu spusei că nu-i voie ca la poliție să dai pentru în oraș? Voie, nevoie, auzi? Auzi? Dar nu e, nu se poate să fie revoluție. Câte vreme sunt ai noștri la putere, cine să stea să facă revoluție? De, întreabă-mă să te întreb. Unde mi-ai secuzit? Că dacă vii să fie revoluție, trebuie să-mi spui la ultimii știri. Gazeta. Merge la masă, ia gazeta, își aruncă ochii pe pagina a treia. Ah! Ei! Nu e revoluție, domnule, e reacțiune. Ascultă, reacțiune a prins ea la limbă, ca un strigoi în întuneric, ea stă la pândă ascuțit gâșghearele și așteptând momentul oportun pentru poftele ei antinaționale. Națiune, fii deșteaptă. Și noi dormim, domnule. Cine strică, soro, dacă nu mi-ai citit gazeta de cu seara? Și pe mine mă știu toți reacționarii că sunt republican, că sunt pentru națiune. Ce-ai de făcut, soro? Nu te speria, mițule, nu te speria. Iute, soro, pune mâna. Amândoi trag ceașafurile din paturi în mijlocul casei, golesc dulapul, scrinul și fac două legături mari. Apoi baricadează ușa cu paturile și cu mobilele. Mergem la gara, până în dosul cișbegiului și plecăm până ziua cu trenul la Ploiești. Acolo nu mai mi-e frică. Sunt de trai mei, republican toți săraci. Soro! Soro! Auzi, dumneata? Zavragii vin încoace. Auzi? Și cum sunt eu de ochiat, trept aici vin să ne dărâme casă. Nu spune, soro, că mor. Fă, iute, iute! Soro, mor! A intrat în ulița noastră. Stinge lampa! Pana suflăcită în lampă. Amândoi sunt trăsniți. Să-l la ușe! Atâta mi-a fost. Nu te mișca! Să ne ascundem odată. Să lăsăm ca la balâcul și sărim pe fereastră. Dar dacă or fi intrat în curte? Dar asta, comedie? Aici? Nu te mișca! Ei, doamne, Coniță! E strujnică, Leonido. Safta! Parcă s-a mai depărtat Zavera. Deschide popoană să fac focul! Leonida și Efimița ascultă uimiți, neștiind ce să creează. Vai de mine, nu-i bună asta! A pățit boierii ceva! E safta! Nu deschide o dată cu cap! Trebuie să deschid solo, că începe dobitoaca să țipe și mai rău. Ne dă de gol la zavragii. Deschid! Efimița stă un minut la îndoială, apoi se hotărăște și, dând în lături baricada, deschide. Hai, intră! Ce-i afară safta? Safta a intrat cu un braț de lemne. Bine, cocoană, ce să fie? Dar până acum n-am putut închide ochii. Toată noaptea a fost masă mare la băcanul din colț. Acum de-abia s-a spart cheful. Adineaure a trecut pacii vreo câțiva. Se duceau acasă pe două cărări. Era și Nae Pingescu, ibistatul. Beat frânt, chiuia și trăgea la pistoale. Obicei mitocănesc. Ce obicei? Știi, a făcut oamenii chef, ca seara a fost lăsata secului. A fost lăsata secule. Ei, vezi? Tot vorba mea, domnule.
omul bunioară de par exemplu dintr-un nu știu ce oriceva, cu menevricos de curiozitate intră la o idee, a intrat la o idee, fandaxia e gata. Și după aia, din fandaxie cade în ipohondrie. Văzuși? Soro, parcă ziceai că nu e voie de la poliție să se dea cu pistoale în oraș. Apoi bine, nu vezi dumneata că aici a fost chiar poliția în persoană? Bobocule, apoi cum le știi dumneata toate, mai rar cineva. Cele trei schițe dramatizate, difuzate după conul Leonida față cu reacțiunea, sunt realizate după modelul clasic al teatrului radiofonic, cu povestitor, fiind mai degrabă lecturi dramatizate decât teatru propriu-zis. Ar fi fost de altfel imposibil de transformat textul în proză, în dialog, narațiunea abundentă, mai ales în tren de plăcere, pentru a nu pierde din conținutul și caracteristicile stilistice ale schițelor lui Caragiale. Radu Beligan în Arendașul Român și Tren de plăcere și Marcel Anghelescu în Lanțul slăbiciunilor conferă deosebită expresivitate prozei lui Caragiale. Să ascultăm fragmente din Tren de plăcere și Lanțul slăbiciunilor. Unde umblați, cocoană? Bravo-s! Tot dumneata le întreb. Firește că eu, dacă nu știu, de 5 ceasuri de când umblu după dumneavoastră. După noi? Ce spui, frate? Dar la Opler nu puteai să vii? A nemerit orbu Brăila și dumneata... La Opler te-am trimis eu pe dumneata? Strigă, domnul Georgescu, scos din pepere. La Opler? Dracu era să știi că dumneavoastră sunteți la Opler? Eu v-am căutat la Mazăre, la Manolescu, la Voinea, în parc. La Voinea? Nu mi-a zis Mița că ne-a găsit loc la Vasileasca. Când ți-a zis Mița că ți-a găsit loc la Vasileasca? Când ne-am întâlnit-ră pe bulivar. Când v-ați întâlnit-ră pe bulivar? Când mergeam la Voinea. Ne-am întâlnit-ră, că nu l-am găsit. Pe cine? Pe Voinea, fiindcă ne-am întâlnit-ră cu Mândica. Care Mândica? Zbiară, domnul Georgescu. Vasileasca, omule, și cu Mița. Ei, și unde e acum Mița? Nu ți-am spus? Când mi-ai spus? Mi-a lache, ești nebun. Nu ți-am spus că te așteaptă la Opler cu Vasileasca și cu fratele Vasileaschi, locotenent Mișu de la Itidență? Dar puiul? L-am culcat. Unde? Nu ți-am spus! Cocoană, ești nebună? Când mi-ai spus? Nu ți-am spus că am tras la Mândica? Ei! Nu-ți mi-era așa. Ei! Ne-a dat un pat pentru puiul în odaie la copiii ei și Miții i-a dat odaia lui Mișu și el doarme pe canapea în antreluță. Din vorbă în vorbă au ajuns la Opler. La Opler? Fatalitate! Toate luminile sunt stinse. S-a dus la Vasileasca acasă. Domnul Georgescu și cu Ananica suie încet pe drumul prăpăstios către strada Furnica. E o noapte caldă cu lună plină. Cu cât suie, cu atât se desfășoară la picioarele drumeților panorama mirifică a Sinaii cu simetricile ei constelații de lampioane electrice. Vederea aceasta o încântă pe Ananica. Domnul Georgescu e mai puțin simțitor față cu măreața privirește și înjură bombănind. Au ajuns în sfârșit la Vila Mândica. Puiul doarme cu copiii Vasileasca. Dar, fatalitate, Madame Georgescu lipsește. A plecat. Unde? A plecat răcu și ca toți. Zice servitoarea somnoroasă. La Sfânta Ana. Și domnul Mișu locotenentul? Întreabă cu Ananica. Și dumneavoastră? Răspunde slujnica. Du-te și dumneatale, repede, Mialache! Zice cocoana, dar domnul Mialache izbucnește. Ce, cocoană, ce? Sunt nebun? Dumneatale, mă socotești cal de poște? Nu striga, că scol copiii! De 5 ceasuri de când alerg după dumneavoastră ca un turban, nu-i destul? Nu mai mă duc! Du-te, Mialache, mamă! Zice foarte rugătoare cocoana. O să-i faci mare plăcere Miții și la toți. Nu mai poți! O să te căiești, Mialache? De ce să mă căiesc? Nu mă duc. Nu găsesc nici acolo. Mai bine aduc o. Când zice domnul Georgescu acestea, orologiul de la castelul Peleș se aude în depărtare, bătând noaptea jumătate. Cocoana scoate coșul de sub canapea, slujnica aduce o sticlă cu vin și domnul Mialache se pune să supeze cu Ananica. La supeu, domnul Mialache povestește cu deamănuntul toate peripețiile prin care a trecut, iar Ananica cum s-a întâlnit cu Madame Vasilescu și cu toată compania și cu locotenent Mișu, care e mucalit al dracului și cântă teribel. Apoi, după supeu, s-a culcat.
domnul Georgescu în odaia locotenentului, rezervată pentru el și madame Georgescu, iar grandmama în odaia copiilor cu puiul. Dormeau încă profund când, pe la 5:30 dimineața, un zgomot strașnic, clopoței de trăsură, lăutari și chiote i-a smuls din brațele lui Morfeu. Întorcea compania de la urlătoare cu lăutari, madame Vasilescu, madame Constantinescu, nepoțica ei, domnișoara Popescu, și domnul Vasilescu, și madame Georgescu, și locotenentul Mișu. Fusese o partidă de plăcere improvizată, o fantazie a locotenentului. Vezi, cocoană, zice domnul Mialacheriu, grandmama, vezi dacă mă luam după vorba dumitale și mă duceam și la Sfânta Ana? Ah, a fost o plăcere ce va rămânea neuitată. Pe lună, cu trăsurile la pas și deasupra armoniei apelor de munte și șaptelor pădurii, lăutarii acompaniând încetinel și domnul Mișu cântând menuetul pe care îl cântă regulat muzica în parc și care îi place atâta lui madame Georgescu. De aceea, cu sufletul încărcat de fermecătoare amintiri, seara la București, când își face toaleta de culcare, madame Georgescu zice oftând: ah, mamiță, menuitului Pederaschi, mă nebunesc! Să nu mă lași! Viu la tine sigur că n-ai să mă refuzi. Știu cât pot conta pe amistiția ta și nu-mi permit amândoi un moment că în cazul de față, fiind vorba, mă înțelegi de o chestiune... Ei, lasă! Știi că ți-u la tine. Ce mai încap între noi astfel de fraze banale? Ce notă vrei să-i dau pârlitului tău de protejat? 7, dragă Costică! Apoi dacă nu o fi știi nimic animalul... Acum și tu, zic că nu știi. Parcă el o să fie cel din tâi și cel de pe urmă care se treacă fără să știe. Te rog, dragă Costică, dacă rămâne băiatul repetent încă un an, e o nenorocire pentru familia lui. O familie dintre cele mai bune și pentru mine o mare mâhnire. Ah, irezistibilă milogeală prietenească. Ce bine știi tu să poruncești. Haide, să-ți fac hatârul și de data asta. Să-i dau nepricopsitului 7. Mersi, dragă Costică. Mare pomană îți face. Cum îl cheamă? Eu caut repede în buzunare scrisoarea domnișoarei Marii Popescu. Nu e. Zic lui Costică: un moment! Și ies ca din pușcă, sar în birge și alerg acasă. Acasă scrisorica nicăieri. Fugă la domnișoara Popescu. Prea grațioasa mea prietene, lucru merge bine. Am obținut de la profesor nota dorită. Decât acum am nevoie să știu numele protejatului matale. Cum îl cheamă pe tânărul? Ți-am scris numele în scrisoarea mea. Da, dar scrisoarea dumitale am rătăcit-o acasă printre alte hârtii și lucrul este urgent. Ca să nu pierd vremea căutând-o, am venit la dumneata. Cum îl cheamă? Zău, nu mai țiu minte, pentru că trebuie să-ți spun. Madame Preotescu, o bună prietena mea, la care țiu foarte mult, nu sunt în stare să-i refuz nimica. M-a rugat să-ți scriu că știe că ții foarte mult la mine și nu mă refuz niciodată. Și ești prieten cu domnul profesor Costică Ionescu, care ține foarte mult la dumneata și nu e în stare să-ți refuze nimic. Atunci ce e de făcut? Du-te dumneata la madame Preotescu și întreabă cum îl cheamă pe băiatul pe care mi l-a recomandat ca să ți-l recomand dumitale. Sărut mânușițele și alerg la preoteasca. Madame Preotescu, uite la ce am venit să vă deranjez. Ați recomandat amicii mele, domnișoarei Marii Popescu, pe un tânăr. Să mi-l recomande mie, să-l recomand amicului meu, Costică Ionescu, profesorul. Da. Ei, cum îl cheamă? Nu ți-a scris Marie? Ba da, dar am rătăcit scrisoarea și domnișoara Popescu a uitat cum îl cheamă și m-a trimis să-mi spuneți dumneavoastră. Eu, trebuie să spun, nu mai mi-aduc aminte. Pentru că am avut numele pe o însemnărică pe care am lăsat-o la Marie. Dar putem afla de la diaconească, așa de aici aproape. Ea m-a rugat, că știe cât ține Marie la mine și... Dumneata, nu refuz nimic lui Marie. Și domnul Costic Ionescu, profesorul, pe dumneata nu te refuză niciodată. Atunci cum facem? Stai inițial să trimiți să cheme pe diaconească, este aici alături. N-aștept mult, madame Diaconescu vine, dar fatalitate. Și dumneai se află în aceeași necunoștință despre numele junelui nostru protejat. Însemnărica i-a dat-o amicii sale, madame Preotescu.
Ce-i de făcut? Alerg la economeasca. Alerg la economeasca? De acolo, la sachelareasca? Pe urmă, la piscupeasca? În sfârșit, am dat de izvor. Tânărul este nepoțelul lui madame Piscupescu, băiatul surioarei dumneai, al lui madame Dăscălescu, mitică Dăscălescu. Nimic nu refuzăm. Madame Piscupescu lui madame Dăscălescu, madame Sachelarescu lui madame Piscupescu, madame Economescu lui madame Sachelarescu, madame Diaconescu lui madame Economescu, madame Preotescu lui madame Diaconescu, domnișoara Popescu lui madame Preotescu, eu domnișoarei Popescu și mie amicul Costică Ionescu. Alerg la Costică Ionescu. Dragă Costică, să nu mă lași. Viu la tine sigur că n-ai să mă refuzi. Știu cât pot conta pe amiciția ta și nu-mi permit amândoi un moment. Lasă, omule, fleacurile. Să-i dai nota 7, cum mi-ai promis. Cui, frate? Lui Mitică Dăscălescu. Mitică Dăscălescu? Nu ți-o minte să am vreun școlar cu așa nume. Nu se poate. Să vedem. Nu, n-am niciunul Mitică Dăscălescu în cursul inferior. Ai făcut confuzii. Trebuie să fie în cursul superior. Alerg de data asta drept la madame Piscupescu. Madame Piscupescu, de ce clasă de examen nepoțelul matale? De clasa 6. Ah, bine. Și dau fuga înapoi la Ionescu. E în clasa 6, mitică Dăscălescu al meu. Ah, atunci nu e la mine, e la Georgescu. Îl cunoști pe Georgescu? Nu. Tu nu-l cunoști, se coleg? Ba da, ține foarte mult la mine. Nu e în stare să-mi refuze nimic. Atunci, mă rog, ție, nu mă lăsa. Știu cât pot conta pe amiciția ta și nu-mi permit... Iar? Ești cu Birja? Haide, mă duc de grabă la Georgescu. Haide. Ajungem. Aștept în Birje pe Ionescu. Peste câteva momente, iacă-te-l. Ai avut mare noroc, am venit tocmai la pont. Dacă mai întârziam un sfert de ceas până la două, mergea cu catalogele la școală și trecea notele în matriculă. Protejatul tău avea un 3. Și acum? Are 7. Uite-te ceva să zică o întârziere de câteva minute. Cum poate nenoroci pe un tânăr? Rămânea Mitică Dăscălescu iar repetent. Cu toate că ține la el atâta mamițe sa Dăscăleasca, la care ține Piscupeasca, la care ține Sachelareasca, la care ține Economeasca, la care ține Diaconeasca, la care ține Preoteasca, la care ține mult Grațioasa Popeasca, la care țin foarte mult eu, la care... Sica Alexandrescu nu a considerat niciodată definitive versiunile sale scenice cu piesele lui Caragiale. De-a lungul anilor a făcut schimbări în distribuții, așa cum am remarcat și în această serie de emisiuni, dar și în privința unor detalii semnificative în compoziția spectacolului, folosind deopotrivă experiența scenică și impactul pe care îl aveau comediile lui Caragiale în forma difuzată la radio, din punctul de vedere al unor elemente de dicțiune perfectibile. În 1961, Sica Alexandrescu relua la Teatrul Radiofonic 3 dintre cele 4 comedii difuzate aproape simetric pe parcursul anului. În 19 februarie, O scrisoare pierdută. În 16 iulie, Conul Leonida față cu reacțiunea. În 17 decembrie, Dale Carnavalului. În 1962, cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la moartea lui Caragiale, Sica Alexandrescu montează pe scena Teatrului Național din București Conul Leonida și O noapte furtunoasă, premiera având loc în 4 iunie 1962, cu decoruri de Aurel Jichidi și Alexandru Brătășanu. În rolul lui Conul Leonida, regizorul distribuie pe Alexandru Giugaru, iar Efimița este interpretată în travestii cu tot hazul de birlic. Draga Olteanu Matei apărea în Safta. Și în distribuția Nopții furtunoase apar modificări față de spectacolele anterioare, Sica Alexandrescu păstrându-i pe Alexandru Giugaru în Jupân Dumitrache, Marcel Anghelescu Ipingescu, Silvia Dumitrescu Timică Veta, Nichi Atanasiu Chiriac, dar alegându-i pe Mihai Fotino în rolul lui Rică Venturiano, Coca Andronescu Zița, Eva Pătrășcanu în travestii în rolul lui Spiridon.
Celebru în rolul cetățeanului turmentat, amintind prin întreaga compoziție de marele interpret al rolului Iancu Brezeanu, actor preferat al lui Caragiale, Costache Antoniu interpretează în versiunea radiofonică din 1961 rolul pensionarului Leonida, având-o ca parteneră pe Silvia Dumitrescu Timică, Efimița, în rolul Saftei, regizorul distribuind-o pe Nineta Gusti, actori aproximativ din aceeași generație, pe care, desigur, îi prețuia foarte mult. Vezi, nata, cum trece vremea cu vorba. E, cum le spui dumneata, să tot stai să asculți. Ca dumneata, bobocule, mai rar cineva. Mițu, ai zis matale fete să vie mâine mai de dimineață ca să facă focul. Da. Așa. Și zi așa cu galibardi, ai? Așa, zău. Eh, mai dăm încă unul ca el și până mâine seară. Nu-mi trebuie mai mult. Să-ți fac republic. Dar nu e. Dar o să-mi zici că cu încetul se face oțetul. Orică mai rabdă, că n-ai intrat zilele în sac. Da, păi bine, frate, până când tot rabdă, azi rabdă mâine. Că nu mai merge, domnule. S-a săturat poporul de tiranie. Trebuie republică. Adică, zău, bobocule, de... Eu cu mintea, ca de femeie, pardon, să te întreb și eu un lucru. Ce procopseală ar fi și cu Republica? Ei, bravo! Și asta e bună. Cum ce procopseală? Deci asta e vorba. Cap, ai minte, ce-ți mai trebuie? Apoi închipuiește-ți dumneata numai un conde. Stai să-ți spui. Mai întâi și întâi că dacă e Republică, nu mai plătește nimeni abir. Zău? Al doilea, că fiște care cetățean ia câte o leafă bună pe lună. Toți într-o egalitate. Parol? Parol. Par exemplu eu. Pe lângă pensie. Vezi bine, pensia e bașca, o am după legea veche, e dreptul meu. Mai ales când e republică, dreptul e sfânt, domnule. Republica este garanțiunea tuturor drepturilor, domnule. Așa, da. Și al treilea, că se face și lege de murături. Cum lege de murături? Adică trebuie că nimeni să nu mai aibă drept să-și plătească datoriile. Mai că precistă! Doamne! Apoi dacă e așa, de ce nu se face mai curând Republică, soro? He, te lasă reacționare, domnule. Crește, nu le-i bine lor la socoteală să nu mai plătească nimeni abir. E aproape de mintea omului. De unde ar mai mânca ei lefurile cu lingura? Așa e, dar un lucru nu înțeleg eu. Ce lucru? Dacă nu mai plăti nimeni abir, soro, de unde ori să aibă cetățenii leafă? Treaba statului, domnule. El ce grijă are? Pentru ce l-avem pe el? E datoria lui să îngrijească să aibă oamenii lefurile la vreme. Așa, da? Vezi, mie nu-mi dădea în gând. Ce bine ar fi. Unde dă Dumnezeu odată să o mai vedem și asta, Republica? Dorm, soro? A dormit. Centenar Caragiale. Comediile lui Caragiale în viziunea lui Sică Alexandrescu. Partea a treia. În această emisiune ați ascultat fragmente din farsa Conul Leonida față cu reacțiunea, cu Ghetti Mică în rolul lui Leonida, Sonia Cluceru, Efimița, Eugenia Bame, Safta, Horia Șerbănescu, comentatorul, regia Sica Alexandrescu. Data difuzării în premieră, 25 ianuarie 1952. În cealaltă versiune a lui Sica Alexandrescu, transmisă în premieră în 16 iulie 1961, i-ați ascultat pe Costache Antoniu, Conul Leonida și Silvia Dumitrescu Timică, Efimița.
Ați mai ascultat fragmente din Tren de plăcere cu Marcel Anghelescu, domnul Mihalache Georgescu, Sonia Cluceru, Coana Anica, Radu Beligan, povestitorul Cela Dima Mița. Lanțul slăbiciunilor cu Marcel Anghelescu, povestitorul Radu Beligan, profesorul Costică Ionescu, Cela Dima, Madame Preotescu, Eugenia Popovici, domnișoara Popescu, regia Sică Alexandrescu, 25 ianuarie 1952. Regia de montaj Radu Verdeș. Imaginea și montajul video Adrian Jumugă. Realizatori Costin Tuchilă și Pușa Rot. Proiect special Centenar Caragiale. Producția Radio 3 Net Florian Pitiș, august 2012.